uma semente de produção de secretário. A gente tem uma carta de turma de subir de grau. Coza este că nu există o problemă care ar putea să fie, să stea la baza unei decizii referitor la un fenomen în armată. Dar, vă spun, s-a luat hotărârea în privința comandanților care sunt responsabili de ordine în subdiviziunile respective, cum este comandantul trupelor terestre, domnul ministru și șeful statului major au raportat că această persoană este destituită din funcții și de asemenea este comandantul brigăzii numărul 1 pe ultimul caz. Tot a fost destituită din funcții. De ce noi am luat parte de această situație? Am prevenit, am atenționat mai precis pe domnul ministru la apărării și șeful statului major de situația care s-a creat și aceste fapte mai precis și vom asculta de acum în septembrie, luna septembrie, va fi o ședință tot consacrată problemelor legate de reforma în rândul armatei naționale. Dumnealui, la început, când m-a anunțat sâmbătă încă, imediat, la 8:20, dacă nu mă înșel, a anunțat și a spus că o să anunțe dimisia. Eu am spus că să nu se grăbească. Vă spun, am o experiență referitoră în armată, mă voi vorbi și cu altă ocazie despre aceasta și nu este o situație când ministrul trebuie să-și dea demisia. Noi nu trebuie să ne gândim la aceste situații, noi trebuie să creăm condiții. S-au discutat și despre condițiile în care sunt înrolați în rândul armatei tinerii, despre pregătirea lor. Și iată, când în septembrie se vor discuta problemele de reformare, cred că aici vor fi mai detaliat și propuneri și soluții referitor la modificarea legislației, la pregătirea acestor tineri pentru încadrarea în rândul armatei naționale. Nu se spune că vreau armată pe contract? Nu exclus. Noi analizăm situația și vrem ca să facem în așa fel cheltuielile care noi le folosim pentru întreținerea armatei să fie suficiente și eficiente pentru ca să fie o armată așa care ne-ar asigura activitatea sau apărarea intereselor noastre.